punctul meu de vedere, în momentul de față, cea mai gravă situație, la nivel global, dar în România cu precădere se observă lucrul acesta, este nivelul de circulație și modul de preluare a informației. Dacă înțelegeți ce vreau să spun, ridic puțin deasupra acestei expresii și am să dau câteva exemple. Avem în momentul de față o campanie oficială pornită de către instituțiile statului pro-vaccinare. Da? Așa. Răspunsul evident la această campanie este o reacție provocată mai mult sau mai puțin sau din partea populației sau direcționată din interese mai mult sau mai puțin obscure, da? Împotriva acestei campanii de vaccinare și rezultatul care este? În momentul de față, spre exemplu în România, avem procent de 45% din oameni nu vor să se vaccineze, ba chiar sunt împotriva vaccinării, ba chiar sunt cu toată străduința celorlalți de a-i convinge să se vaccineze. Dar de ce trebuie să faci lucrul ăsta, stau și mă întreb. Dacă omul nu vrea să vaccineze, de ce tot îl bați la cap să vaccineze, s-ar putea chiar să creadă că ai ceva cu el sau că vrei să-i faci ceva rău. Și atunci, mai rău, probabil că nu o să ajungă să se vaccineze. Mai bine ai coordona campania, nu în sensul vaccinați-vă sau să toci pe oameni. Ci? Mai bine explici beneficiile unor eventuale vaccinări sau explici ce se întâmplă cu vaccinul respectiv și dai libertatea oamenilor să se vaccineze. Mai degrabă îi spui, dom'le, chiar nu este nicio problemă dacă nu te vaccinezi. Nu te vaccina, s-ar putea să ai de suferit. E problema s-ar putea dumitale. Să nu mai intri în restaurant. Exact. Este problema adică dumitale. Ați gândit-o să o întoarcem puțin? Nu să o întoarcem, să fie o campanie de transmitere a informației, dar de responsabilizare a cetățeanului în același timp. Adică nu transmite omul informația și eu mă vaccinez și e rău să nu te vaccinezi și nu știu ce. Nu știu, domnule, explică beneficiile vaccinului. Nu îi spune ce se întâmplă dacă nu se vaccinează neapărat. El va avea de ales, poți da exemple? Poți da concret, că omul asta înțelege cel mai bine, un exemplu concret din viață. Vaccinurile sunt de mult inventate. Cu toții suntem vaccinați de la naștere împotriva unor boli. Ok. Ce mai mult aici noi, este da. Vorba despre un anumit tip de vaccin mai nou, mai altfel, fără virus, cu transfer de informații ARN. E o nebunie generalizată și toată lumea este focusată pe această campanie. Da? Găsesc că există totuși o vină în modul de transmitere a informației și mă refer nu doar la campaniile statului, ci în general în modul de transmitere a informațiilor. Și lucrurile acestea se întâmplă mai mult sau mai puțin discreționar, încurajate din anumite părți.